Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom vorbi despre lungimea cercului și aria discului. Când auzim de cerc, ne gândim la numărul pi. Pentru început, vă voi spune câteva cuvinte despre numărul pi. Acesta este una dintre cele mai importante constante din matematică. El este un număr irațional, având o infinitate de zecimale neperiodice, de-a lungul istoriei, numărul pi a încercat să fie calculat prin mai multe metode. Însă, concluzia a fost că pi este un număr irațional, deci nu poate fi determinat concret. Primul care a încercat să-l calculeze pe pi a fost Arhimede. Vă garantez că istoria numărului pi este extrem de interesantă și de aceea vă sugerez să citiți voi mai multe detalii despre această constantă matematică. Revenind la lecția noastră, dat fiind un cerc de rază R, putem afirma că lungimea cercului este egală cu 2πr, iar aria discului este egală cu πr în ceea ce urmează vom rezolva două probleme cu caracter practic aplicativ în care vor interveni cele două formule enunțate. Prima problemă se referă la o pizza. Și anume, având o pizza cu diametrul de 36 de cm, tăiată în 8 bucăți egale, dorim să determinăm aria suprafeței pe care o ocupă pizza pe farfurie și respectiv aria ocupată de un singur clin de pizza, pentru acest lucru, vom folosi formula ariei. Aria este egală cu pi r pătrat. În ipoteză, ni se dă însă că diametrul este 36 de centimetri. Așadar, raza este egală cu jumătate din diametru, adică cu 18 centimetri. În concluzie, aria suprafeței pe care o ocupă pizza pe farfurie va fi egală cu 18 la pătrat, adică 324 pi centimetri pătrați. Pentru a determina aria unui singur clin de pizza, cel mai simplu este să împărțim acest rezultat la 8, din moment ce sunt 8 bucăți egale. Așadar, aria unei bucăți va fi egală cu 324 pi supra 8. Simplificăm prin 4 și obținem 81 pi pe 2 cm pătrați. Cea de-a doua problemă este problema trăsurii. În figura alăturată este prezentată o trăsură în care roțile din față sunt mai mici, iar roțile din spate sunt mai mari. Rota din față are raza de 20 de cm, iar cea din spate de 50 de cm. Prima întrebare constă în a determina câte rotații complete fac roțile mari ale trăsurii când aceasta parcurge 2 km. A doua întrebare, câți kilometri parcurge trăsura dacă roțile mici se rotesc de 10.000 de ori? Și ultima cerință a problemei când trăsura stă pe loc, facem câte un semn. Pe fiecare roată în punctul de contact al acesteia cu solul. După câte rotații ale roților din spate, cele patru semne vor fi din nou prima dată lipite de pământ. Pentru a răspunde la cerința de la subpunctul A, va trebui să determinăm lungimea roții mari, adică 2πr dar raza roții din spate este egală cu 50 de cm, deci 100 pi cm. Pi este aproximativ 3,14. Așadar, lungimea roții mari va fi aproximativ egală cu 314 cm. Dacă trăsura parcurge 2 km, asta înseamnă că ea parcurge 200.000 de, mii de cm vom împărți 200 de mii de centimetri la 314 cât este lungimea roții și vom obține aproximativ 636 de rotații. De fapt, rotații complete sunt 636. La punctul B, Trebuie să determinăm câți kilometri parcurge trăsura dacă roțile mici se rotesc de 10.000 de ori. Așadar, va trebui să determinăm lungimea roții mici și să o înmulțim cu 10.000 ca să vedem câți kilometri parcurge trăsura. Acest exercițiu vi-l las vouă pentru a vedea dacă ați înțeles principiul de calcul al acestor tipuri de cerințe. La punctul C, pentru a vedea în ce, după câte rotații semnele ajung din nou pe sol, va trebui mai întâi să determinăm cel mai mic multiplu comun al lui 20 și 50, adică 100. Asta înseamnă că 100 împărțit la 50 egal cu 2, adică 2 reprezintă numărul rotațiilor Complete, până semnul ajungem înapoi pe sol, uh, ale roții din spate, adică ale roții mari. Deci, numărul rotațiilor pentru roata mare. Asta ne cerea problema. Iar la roata mică, câte rotații vom avea? Păi facem 100 împărțit la 20, adică vom avea 5. 5 reprezentând numărul rotațiilor roții mici. Aceasta a fost problema trăsurii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine. La revedere!